Bine v-am găsit la o nouă emisiune în Lumina Cuvântului. Aș vrea să salut invitatul nostru pentru această emisiune pe fratele Dan Mitra cu care vom căuta să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a scris Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1. De fapt, este una dintre rugăciunile pe care Apostolul le înserează în epistolele sale de la versetul 15 la versetul 23. Aș vrea să ofer posibilitatea invitatului să citească textul Scripturii pentru a avea proaspăt în mintea noastră pentru discuția care urmează. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți, și care este față de noi credincioșii nemărginită a mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Amin. Acestea sunt uh, cuvintele rugăciunii pe care Apostolul Pavel le menționează aici în Efeseni. Uh, cred că merită menționat faptul că în această epistolă, Apostolul Pavel are două momente în care se exprimă în rugăciune și cred că nu spun o noutate atunci când afirm că Apostolul Pavel a fost un mare om al rugăciunii. Nu s-a rugat doar pentru el, dar s-a rugat pentru fiecare comunitate, pentru fiecare biserică. Uh, unde Dumnezeu l-a ajutat să deschidă un câmp de misiune. Poate că, uitându-ne la pasajul acesta care l-ați citit despre rugăciunea Apostolului Pavel, cineva și-ar pune întrebarea de ce și-ar scrie Apostolul Pavel rugăciunile? Da, este o întrebare legitimă pe care orice om care este serios în lectura Sfintelor Scripturi și -o pune, sau ar trebui să și -o uh, Omul modern este obișnuit să caute cunoștințe uh, științifice în cărți și există un proces cognitiv bazat pe înțelegerea termenilor, bazat pe înțelegerea alcătuirii frazelor, a sintaxei frazei. Uh, care încorporează ce ai știut înainte cu ceea ce ți se spune într-o carte sau într-un discurs și astfel dobândești cunoaștere. Apostolul Pavel însă subliniază mereu această împletire a cunoașterii raționale, a cunoașterii prin simțuri, cu cunoașterea dobândită prin revelație. Ceea ce propovăduiește Apostolul Pavel, nu este uh, un set de cunoștințe de adăugat la cele pe care uh, le deții. Ci el face apel la ascultător, la cititor, la oamenii cărora îi se adresează să intre în legătură cu Dumnezeul care a inspirat scripturile, cu Hristosul înviat și să experimenteze viața Lui. Ori acest lucru se face prin rugăciune. Da. Știi câte ceva, trebuie să-ți întemeiezi credința pe niște fapte obiective, verificabile, dar nu aci se mărginește uh, creștinismul. Creștinismul este experimentarea, cunoașterea lui Dumnezeu într-un mod mistic, într-un mod uh, interior, aș spune, nu exterior prin mijloace accesibile oricui. De aceea rugăciunea este un exercițiu de smerenie, un, o declarație de neputință, o invitație ca Dumnezeu să comunice cu tine, să-ți comunice, să te schimbe, să facă acest text, această teorie, ceva viu, ceva care are putere să te schimbe. Să înțelegem că rugăciunea aceasta de aici din Efeseni 1, din Efeseni 3 sau Coloseni 1 și alte locuri din epistolele Pauline, unde uh, găsim acele frânturi de rugăciune, pentru că nu cred că rugăciunea lui Pavel a însemnat doar câteva versete. Uh, probabil că e un fel de sinteză a ideilor sau a punctelor pe care el le atingea în rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu. Uh, oricum, e demn de remarcat că nu se ruga pentru toți la fel. Uh, da. diferite rugăciuni accentuează diferite aspecte. Adevărat. Dacă în Coloseni el se adresează unei probleme legate de o dispută filozofică și de o influență a uh, filozofiilor grecești din vremea aceea, în epistola către Efesen, rugăciunea lui trece de la particular la general și înfățișează frumusețea Evangheliei. De aceea el se roagă ca efesenii să nu privească adevărul Scripturii printr-un tub lung, ca ceva foarte particular, ci să înțeleagă imaginea de ansamblu, să înțeleagă mărăția Dumnezeului cu care avem de-a face. Și cred că a, acest exercițiu a, este necesar tuturor generațiilor. Fiecare generație de creștini care ar vrea să facă din Dumnezeu un furnizor, un prestator de servicii, unul care repară, care rezolvă crize, are nevoie să înțeleagă că nu Dumnezeu este servitorul nostru, ci Dumnezeu este conducătorul Universului. Și nouă ne s-a făcut harul să fim parte din Planul lui Dumnezeu și să putem comunica cu Dumnezeu. Ce diferență în ce privește conținutul, să spunem, al rugăciunilor noastre? în care de cele mai multe ori trebuie să recunoaștem uh, uh, focalizarea noastră este cea orizontală, da. pe rezolvare de nevoi, pe pâine, pe relații, pe sănătate, pentru examenul de mâine, pentru școala de șoferi, pentru căsătorie și nu e rău, nu vrem să spunem că e rău ca cineva să se roage pentru aceste lucruri. Pentru că Scriptura ne învață să aducem orice lucru la cunoștința lui Dumnezeu. Și noi credem că nu există uh, lucruri atât de mărunte din viața noastră care să nu-l intereseze pe Dumnezeu, sau lucruri atât de complicate pe care Dumnezeu să nu le poată rezolva. Dar, când așezăm rugăciunile noastre, alături de aceste rugăciuni care sunt îmbibate de. Concepte biblice, de învățături foarte adânci, și o să ajungem la un moment dat să discutăm despre uh, conținutul rugăciunii, ceea ce Apostolul Pavel caută să atingă în rugăciunea aceasta uh, Nu poți să nu remarci faptul că el nu este interesat în primul rând de rezolvarea problemelor pământești. El are cotidiene. cotidiene. El, el caută altceva, ceva mult mai important și mai durabil. Da, este adevărat. Și cred, din nou, afirm lucrul acesta, că tocmai această uh, diferență între rugăciunea egoistă, uh, materialistă, uh, pentru probleme imediate și rugăciunea uh, sugerată de Pavel, sau inspirată de Pavel, face diferența între uh, creștinismul biblic, și creștinismul, și lumea seculară, lumea din jur, ce nu rezolvă instituțiile publice, poate rezolvă o vrăjitoare, poate rezolvă banul și așa mai departe. Are în, în spate o concepție despre binele care ni se cuvine. Fiecare om își dorește fericire, își dorește un anumit bine, are o, o imagine despre acest bine, care este. Egoist și hedonist în lumea în care ne înconjoară. Omul vrea să scape de durere, vrea să scape de stres, vrea să scape de dușmani și vrea să trăiască senzații plăcute. Da? Asta este ce-și imaginează, ce-și dorește. Cam asta e plafonul aspirațiilor lui. Ori Apostolul Pavel ridică privirea și orizontul aspirațiilor omului la un nivel superior. Există ceva mai mult decât să-mi fie bine astăzi, să am ce mânca, să nu mă doară și așa mai departe. El vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu care întrece aspirațiile, așteptările noastre și vorbește despre Dumnezeu nu ca despre un ideal uh, idilic undeva de neatins, noi cum zicea țuția, tindem asimptotic spre Dumnezeu, niciodată nu ajungem să-L întâlnim, Uh, nu, nu vorbește așa, ci Apostolul Pavel vorbește despre un Dumnezeu care te poate face în stare să-ți depășești durerea, frustrarea și să continui să rămâi credincios lui Dumnezeu, pentru că binele propus de Dumnezeu trece dincolo de uh, binele uh, confortului meu imediat. Și acest lucru cred că face din epistola aceasta. O, o capodoperă o de, de uh, speranță și de, de uh, o deschidere a orizontului spre Dumnezeul cel viu. Uh, probabil că noi suntem prea mult orientați spre prezent și tot ce înseamnă prezentul și prea puțin ne gândim la viitor. Nu la viitorul imediat, uh, ce va fi mâine sau anul viitor și ce se va întâmpla dincolo de viața aceasta. Și din acest punct de vedere, calitatea rugăciunii pe care Apostolul Pavel o înalță spre Dumnezeu este una deosebită în ce privește orientarea sau cerințele pe care le aduce el la cunoștința lui Dumnezeu. Însă, mă uitam la modul în care începe paragraful rezervat rugăciunii. Nu e la întâmplare adus aici. Uh, și asta cred că uitându-ne chiar la expresia cu care începe. De aceea și eu. E, e un fel de consecință. Uh, deci rugăciunea pe care el o înalță și o exprimă aici, uh, vine ca un rezultat a ceea ce s-a întâmplat înainte. Întrebarea este uh, ce vrea să aprecieze Apostolul Pavel de izbucnește într-un moment de rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Da, este o întrebare foarte frumoasă pentru că, din nou, mută e, accentul de pe sine, despre, de, de la eu, spre Dumnezeu. În versetele precedente, e, Apostolul Pavel prezintă o sinteză, un rezumat al cum, cum stau lucrurile, cum a început lumea în planul lui Dumnezeu și pentru cine a făcut Dumnezeu Universul, pentru cine există istorie, pentru cine existăm noi. Cine este personajul principal al Universului? Dacă pentru oamenii din jurul nostru, ei înșiși sunt măsura lucrurilor, ei înșiși sunt personajul principal al Universului, care definește ce este bine, ce este rău, ce e important și ce nu e important, Apostolul Pavel spune că noi am fost făcuți pentru El, pentru Isus Hristos, ca să slujim de laudă slavei sale. Și când zice noi, se referă la două categorii de oameni, se referă la evreii care îl așteptau pe Mesia și se referă la creștinii convertiți dintre păgâni, dintre neevrei, dintre care suntem și noi. Cu alte cuvinte, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să ducă la îndeplinire planului Dumnezeu de a-și arăta harul, îndurarea, slava pentru toți oamenii. Inspirat de această revărsare de dragoste a lui Dumnezeu, Apostolul Pavel face la fel. Nu se roagă pentru el, el era în temnița din Roma când a scris această scrisoare. N-a făcut apel lui Dumnezeu ca să îi motiveze pe cei din Efes să se roage, să postească, să trimită petiții ca să-l scape pe el. Nu, nu-l interesa pielea lui, nu le interesa confortul lui, ci avea în vedere slava lui Hristos. Avea în vedere ca și cei din Efes să înțeleagă ce merită să prețuiești în lumea aceasta. Ce este mai interesant decât orice în lumea aceasta. Care sunt valorile pentru care merită să trăiești. Care sunt valorile care fac din creștinism uh, cea mai frumoasă experiență umană. Și de aceea începe această frază cu de aceea, cu modelul lui Hristos. Uh, în versetul 15, uh, el spune despre creștinii din Efes uh, că în două domenii uh, se vede o creștere, un progres la ei. Este vorba de credința lor în Domnul și despre dragostea lor față de sfinți. Și atât avem uh, în, într-o singură propoziție, de fapt, esența vieții creștine. Da. Este foarte important această subliniere care se regăsește și în alte epistole ale lui Pavel și ale celorlalți autori de epistole. Credința creștină nu este doar un sect de dogme pe care trebuie să le crezi, ci aceste învățături, aceste adevăruri trebuie să producă în noi dragoste, să putem iubi. Iubești pentru că crezi anumite adevăruri sau anumite adevăruri Uh, nu fac din tine doar un creștin funcțional, ci fac din tine o, o persoană care iubește, care se poate jertfii, care poate uh, absorbi șocuri, care poate converti întristarea în bucurie. Uh, Baudelaire a scris o poezie, Le Fleurs du Mal, în care vorbește despre florile care cresc pe grămada de gunoi. Gunoi ar fi ceva rău, ceva, rău, ceva negativ, ceva urât. E, totuși există posibilitate, există o plantă care se hrănește tocmai din gunoi ca să creeze frumusețe. Și la fel, credința în Hristos nu este doar credința în existența lui Hristos. De aceea zice Iacov că și dracii cred. Adică consimt că există Dumnezeu să-și să înfioară. Dar asta nu-i face creștin. Uh, diferența între cel care doar crede în existența lui Dumnezeu și cel care uh, face ceva cu această cunoștință este dragostea. Poți să iubești. Te-a energizat, te-a făcut în stare să rabzi, să ierți, să, să fii bun, să fii perseverent, să, să fii fidel, să te poți înfrâna. Uh, credința aia are și putere lucrativă. Te poate îmblânzi, te poate face un om bun. Asta este ceea ce a observat Apostolul Pavel la FSN. A văzut și credință și o dragoste. O dragoste aplicată, nu doar declarativă sau nominală. Ce părere aveți despre cei care se exprimă, de exemplu, dacă întreb cum este viața ta de credință? Și oamenii spun, cu Dumnezeu e bine, cu oamenii e cam problemă. Da, și din păcate, tendința este tot mai mult spre individualism. Așa este și trebuie să recunoaștem că uh, protestantismul a pus accent nu pe mântuirea de obște, pe mântuirea în comunitate prin biserică, ci pe credința individuală, pe experiența individuală. Uh, nemijlocită de preot, nemijlocită de comunitate, ci individul în fața lui Dumnezeu. Tu trebuie să crezi, tu trebuie să-ți deschizi inima, tu trebuie să-L primești, să-L inviți pe Isus în viața ta, tu trebuie să experimentezi personal uh, viața nouă a lui Hristos în tine, tu personal ești, uh, cum spune în uh, prorocia lui Ieremia despre noul legământ sau noul testament, voi pune legea mea în inima lor, o voi scrie în inima lor. Cu alte cuvinte, legea nu mai este într-o cutie, în chivot, în Sfânta Sfintelor, în cort, într-un loc geografic, ci se mută în inima fiecărui creștin. Și atunci fiecare creștin este o, o, lege ambulantă, este o instanță, o, o locuință a lui Hristos. Cred că este un adevăr parțial în timp ce noi într-adevăr trebuie să avem o experiență individuală, noi suntem chemați să trăim în comunitate. Apostolul Pavel vorbește în epistola către Corinteni că noi am fost botezați într-un trup. Duhul Sfânt ne-a botezat, ne-a făcut compatibil, ne-a legat organic de alți creștini, fără de care nu putem exista. Și cred că noi ca și creștini neoprotestanți ar fi de dorit să punem un accent mai mare pe viața comunitară, pe părtășie, pe uh, trăire împreună, simțire împreună. E adevărat că acum sunt biserici foarte mari și această cunoaștere și respectiv împărtășire a vieții creștine, uh, comunitare, este mai grea. Dar cine ne împiedică să ne grupăm în, în, în unități mai mici, funcționale? Cred că ne lipsește așa ceva. Mă gândeam, nu cumva ne, ne aflăm așa între două extreme. De exemplu, extrema aceea în care mântuirea este prin biserică și biserica asigură mântuirea. Nu poți fi mântuit dacă nu ești prin biserică. Asta e o latură, o extremă și o cealaltă extremă importată de departe în care Totul se rezumă la relația ta personală cu Domnul și nu contează unde faci parte. Uh, și oamenii spun, uh, eu fac parte din Biserica lui Hristos, dar nu sunt membru nicăieri. Da, am citit pe forumuri despre această, acest reproș care se face generația actuale, uh, de oameni uh, neafiliați, un fel de valențe libere care... Se adapă și de aici, și de acolo, și nu se angajează, nu-și asumă responsabilități și nu dau socoteală. Articolul despre care vorbesc vorbea despre nomadismul creștin modern. Adică, oameni care se simt liberi să circule oriunde se aud că predică cineva, un predicator cunoscut, oriunde vine o formație cunoscută, așa mai departe. Trăim într-o vreme de libertate și nu se poate îngrădi această libertate. Dar eu cred că Isus Hristos ne învață să ne purtăm sarcinile unii altora, să ne cunoaștem suficient de bine ca să uh, observăm o durere, o, o nevoie și să ne asumăm această responsabilitate de a fi păzitorii fraților noștri. Nu? Uh, țineți minte cum între cei doi frați Cain și Abel. După ce Cain îl omoară pe Abel, Domnul îl întreabă unde este fratele tău? Și Cain zice: Sunt eu păzitorul fratelui meu? Suntem? Da. Suntem. Suntem dator să mijlocim pentru frații noștri. Suntem datori să observăm tristețea de pe chipul lor. Suntem dator să facem ceva pentru asta. Suntem dator să observăm uh, răcirea credinței lor. Suntem datori să ne rugăm, suntem datori să întindem mâna, suntem datori să ne unim eforturile cu proiectele bisericii. Biserica are proiecte misionare, biserica are proiecte de asistență socială și noi trebuie să fim părtași la asta, financiar, cu rugăciune, cu uh, toate aptitudinile noastre. Cred că Uh, părtășia despre care vorbește faptele apostolilor între cele patru caracteristici ale bisericii primare, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășia frățească, în frângerea pâinii și rugăciuni. Acea părtășie frățească uh, presupunea un fel de, de, dialog care trecea dincolo de sfera teologică. Ce să mai face soția, ce să mai fac copiii, ce să mai face soacra, ce mai face cei de care, care depinde de tine? Cum îți merge afacerile? Cum, cum te descurci? Cred că părtășie înseamnă mai mult decât să stăm pe aceeași bancă, în biserică, sau să cântăm aceeași cântare. Um, în uh, introducerea pe care o face Apostolul Pavel, încercând să facem un pas mai departe, pentru că am uh, aș vrea să atingem oarecum în ansamblu rugăciunea, Uh, și asta pentru că suntem încadrați într-un anumit timp și uh, sunt convins că uh, se poate spune foarte mult pe marginea a ceea ce Pavel scrie aici în, în cuvântul acesta. Uh, el vorbește despre credința și dragostea lor în Domnul și zice, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, dar nu lor le mulțumește că au credință și dragoste. La ei se vede credința și dragostea, dar mulțumirea este îndreptată spre Dumnezeu. Este ca și cum am face undeva o misiune, o lucrare și vedem că oamenii se întorc la Dumnezeu. Și dintre cei care se întorc la Dumnezeu, se vede că uh, ei cresc spiritual. Și apreciem lucrarea acolo, dar aprecierea noastră nu este în primul rând față de ei. Aprecierea noastră este față de Dumnezeu care lucrează. Absolut. Și totdeauna trebuie să fie așa. Noi suntem doar niște uh, furnizori de informații. Noi diseminăm niște informații, niște vești. Ducem vești. Deși eu spun că ceea ce face din uh, un creștin martor, și nu un chibiț, un comentator care își dă cu părerea din afara, este tocmai faptul că el mărturisește ce a trăit. El mărturisește ce a experimentat, nu ce a citit. Și pe lângă asta, repet ceea ce am mai spus, el se bucură când vede că mesajul, conținutul Evangheliei transmis de el prin predicare orală, la care el a adăugat rugăciuni, el și echipa lui misionară s-au rugat lui Dumnezeu ca acest cuvânt să fie receptat de niște oameni într-o stare permeabilă, cu filtrele deschise, să strângă acel cuvânt, să-l pună la testare, așa, și după aceea el primește feedback, el primește informații că oamenii aceia care au auzit Evanghelia, nu numai că știu că au înțeles, dar îl aplică încep să se iubească între ei, încep să rabde, încep să fie generoși, încep să fie altfel decât mândri și egoiști. Și normal că pentru asta el nu și-a frecat mâinile, nu și-a făcut o poză, ci a îndreptat glasul rugăciunii către Dumnezeu. Doamne, Tu determini, Tu faci acest cuvânt care s litere pe hârtie să sară, să devină vii. Cuvântul s-a făcut trup, s-a făcut acțiune, s-a făcut bunătate și dragoste. Sunt, sunt oameni care uh, se leagă, sufletește, prea mult de anumiți oameni, de anumiți lucrători, misionari, apostoli, păstori și nu vreau să spun că oamenii aceștia nu sunt deosebiți, dar întotdeauna există un risc de a-ți lega inima prea tare de o persoană, pentru că dincolo de faptul că este un om al lui Dumnezeu, el este doar un om. Uh, asta comentând vis-a-vis -vis de ce spune Apostolul Pavel aici. Sunt oameni care se leagă de oameni, iar pe de altă parte sunt oameni care își atribuie succesul unei lucrări. Chiar dacă sunt unealta folosită de Dumnezeu, uh, eu trebuie să văd că adevăratul autor este altul. Exact cum spunem noi, aici scrie Apostolul Pavel este epistola lui, este vorba de efeseni, dar noi întotdeauna spunem, adevăratul autor nu este Pavel, da. ci credem că adevăratul autor este Dumnezeu. da. Mi-aduc aminte de fratele Iosif Zon care a, mereu spunea despre lucrurile care îl pândesc ca niște amenințări pe un, un lider creștin. A, da. Una dintre ele este mândria. Să-ți atribui tu meritele lui Dumnezeu. Nu vreau să discut despre alte două pentru că ne abatem. Deci Dumnezeu nu permite asta. Dumnezeu nu permite ca cineva să-și asume meritul care îi se cuvine lui, lui Dumnezeu. Și noi ca și lucrători creștini mereu vin la noi cei care ne-au ascultat să ne mulțumească, să ne felicite Trebuie să avem grijă că noi nu am fost decât numai purtători, numai un instrument, un vehicul prin care Dumnezeu a făcut ceva. El poate determina. Noi suntem fragili și failibili, ca să zic așa. Astăzi poate ești pe val și mâine vine o încercare ca și Elie. După ce a stat în fața sutelor de al lui Baal, a doua zi a fugit de frică a fugit de frică. Noi suntem oameni failibili și de aceea am face bine să ne ferim de a ne asuma vreun merit. Cu alte cuvinte, meritul îi aparține întotdeauna lui Dumnezeu, da. care lucrează totul în toți, cum spune Pavel în altă parte. Când ne uităm la această rugăciune uh, scrisă aici în Efeseni, uh, există uh, un titlu sau o tematică a rugăciunii, un fir roșu, ca să spunem așa, și cam ce caută să aducă el în fața lui Dumnezeu pentru cei din Efes? Ca și în epistola către filipeni, ca și în epistola către coloseni, rugăciunea lui este în concordanță cu rugăciunea Domnului Isus. Domnul Isus, în rugăciunea din Ioan 17, înainte de Patima Sa, ne spune că viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Acum, există mai multe nivele ale cunoașterii. Există o cunoaștere teoretică, există o cunoaștere empirică, există o cunoaștere... Uh, în cazul Domnului Isus Hristos, el a făcut de cunoscut pe Tatăl, oamenilor, ucenicilor săi. Dar el se roagă ca în continuare Dumnezeu să li se facă de cunoscut și el se angajează să li se facă și în continuare de cunoscut. De asemenea, tot în Evanghelia după Ioan, ni se spune, Domnul Isus le spune ucenicilor, mai am și alte lucruri să vă spun, pe care să le cunoașteți. Dar nu le puteți purta acum. Uh, trebuie să vă maturizați, trebuie să mai pățiți ceva ca să puteți să le cunoașteți. Se spune despre anumite cărți că nu le poți înțelege decât după ce atingi vârsta autorului. Tot așa, uh, Apostolul Pavel se roagă pentru niște creștini care deja avuseseră o experiență inițială cu Hristos, care avusese deja Parte de o măsură de revelație și se roagă ca această uh, revelație să continue, să progreseze. Una este să cunoști, de exemplu, un bob de grâu și să-l analizezi, să-l despici și să-l descrii. Și un alt nivel al cunoașterii acelui bob de grâu este după ce îl plantezi și aștepți să vezi ce în stare să facă. Este un alt nivel de cunoaștere. Cam aici cred eu că uh, bate apostol Pavel cu rugăciunea sa. Uh, oricum, uh, când citim uh, scrierile lui, uh, poate că îl înțelegem și pe Petru, când a zis în a doua lui epistolă despre Pavel că uh, în anumite lucruri, zice, sunt uh, unele mai greu de înțeles. Dacă Apostolul Petru trebuie să recunoască faptul că ceea ce scrie Pavel aici. Uh, e nevoie de o anumită maturitate și de o, o anumită relație cu Dumnezeu ca să poți digera ce este scris aici, cu atât mai mult este nevoie în dreptul nostru de a cere lumină și înțelepciune de la Dumnezeu. Și acum, în versetul 17, apostolul se roagă și cere de la Dumnezeu pentru ei, zice, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui. Da. Mi-am adus aminte de un verset din Cartea Prorocului Isaia, în capitolul 11, o prorocie despre Domnul Isus Hristos și despre înzestrarea Lui. Versetul 2 din Isaia 11 spune: Duhul Domnului se va odihni peste El, peste Isus, Duh de înțelepciune. Și de pricepere, duh de sfat, și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Nu sunt mai multe duhuri. Sunt manifestări ale aceluiași duh. La fel ca și cu darurile Duhului Sfânt. Este același duh care se manifestă lucrativ în mai multe uh, domenii, în mai multe specializări. Și este important această subliniere că, dincolo de înzestrarea noastră, naturală cu o anumită capacitate intelectuală. Suntem înzestrați cu un procesor. Așa, de a socoti de a opera cu mai multe uh, dimensiuni în același timp. Avem nevoie de o descoperire din partea lui Dumnezeu. Este o uh, înzestrare suplimentară primită în urma rugăciunii. Cu privire la lucrurile spirituale, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni că pentru lucrurile duhovnicești folosim o vorbire duhovnicească, un vocabular distinct, pentru că nu încap în, în vorbirea curentă și în semantica cuvintelor obișnuite. De aceea avem nevoie de această Revelație. Uh, oricum aici în rugăciunea aceasta și uh, în special în capitolul 1 parcă face o risipă de cuvinte uh, parcă spune și parcă nu-i ajunge exact. vocabularul ca să spună uh, în totalitate ceea ce Dumnezeu lucrează în viața unui om și ceea ce Dumnezeu a planificat pentru cei care îl uh, urmează pe, pe el uh, nu degeaba spune Apostolul Pavel că uh, a auzit și a văzut lucruri care nu se pot spune și nu, la urechea omului nu s-au suit, la mintea omului nu s-au suit. Uh, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care îl iubesc pe el. Da, uh, m-am gândit și eu de multe ori și am și predicat despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre nivelele cunoașterii și despre condițiile cunoașterii. Uh, Apostolul Pavel vorbește aici despre o cunoaștere prin ochii inimii. Noi avem o minte, da? cunoaștem rațional, procesăm ce, prin cele cinci simțuri inputuri de afară și uh, pe baza memoriei noastre din trecut le procesăm, tragem niște concluzii. Dar mai este o cunoaștere, o cunoaștere a inimii. Și Apostolul Pavel vorbește despre această luminare a ochilor inimii, care este condiția pentru a pricepe adevărurile duhovnicești sau spirituale. Și vorbește aici despre nedăjdea chemării lui, adică la ce ne-a chemat, Cant vorbea despre uh, cele trei întrebări fundamentale ce pot să știu, da? ce trebuie să fac și ce mi-e îngăduit să sper. Ce pot să știu eu din tot ce se poate ști? Apoi, ce trebuie să fac cu ceea ce știu și cu ce mă aleg din asta? Ce mi-este îngăduit să sper? Și Apostolul Pavel parcă anticipează aceste întrebări ale lui Can și spune că pentru a înțelege noi la ce ne cheamă Hristos, care este finalul, care este uh, deznodământul a vieții acesteia, a chemării lui, avem nevoie de o revelație. Și eu mă alătur apostolului Pavel și mă rog și pentru cei care ne urmăresc acum, ca Dumnezeu să le dea și lor un duh de descoperire. O întrebare. Acum când avem canonul biblic încheiat, zic unii, mai e valabilă rugăciunea pentru descoperire? Absolut. Uh, întrebarea este: descoperirea este aparte de ce e scris sau în cadrul a ce este scris? Așa cum ați spus în, înainte despre Apostolul Pavel, că nu-i în cap cuvintele, <laughs> el are un prea plin al inimii care nu-l poate articula, nu sunt suficiente cuvintele tot așa este și cu această cunoaștere a lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Una este să știi că dacă te duci la doctor, acolo au medicamente, au oameni competenți pregătiți să te trateze, și alta este să fi trecut prin experiența unei răni, a unei boli și să vezi cum lucrează medicamentul acela în trupul tău. Una este să crezi teoretic informația că Dumnezeu poate elibera un om de viciul beției. Și alta este să fi fost tu însuți un bețiv, incapabil să te stăpânești, da? dependent de alcool, care într-o zi să te pui pe genunchi și să spui, Doamne, am auzit că Tu poți să mă eliberezi. Eu nu sunt în stare. Recunosc sincer că nu Pot să mă stăpânesc. Fă tu ceva cu mine. Și Dumnezeu face ceva cu tine. Acum eu vin și spun: cunoașterea ta despre adevărul că Domnul Isus mântuiește, salvează, de dinainte de a experimenta asta, e totuna cu cunoașterea de după ce ai fost tu însuți eliberat? Categoric nu. La fel, cunoașterea că Dumnezeu îți poate da putere să rabzi spita, să rabzi încercarea, suferința este una înainte de a experimenta și alta după ce este. E, ca și mai predica de căsătorie când ești neînsurat da. și a predicat despre familie după ce ai poate 3-4 copii. Da, dar din nou vreau să accentuez diferența între a, eficacitatea Evangheliei pentru mine și eficacitatea Evangheliei în alții. Cum Pavel se roagă pentru ei să vezi cum rugăciunea lui, care nu este egoistă, nu vrea să capitalizeze popularitate, nu vrea să câștige material, ci vrea doar ca Dumnezeu să-și arate bogăția puterii sale în oamenii din Efes, care erau probabil politeiști, probabil găseau plăcere în luptele de gladiatori, Probabil că trăiau în promiscuitate sexuală, probabil că erau uh, dominați de violență și uh, vine Pavel cu Evanghelia Păcii, cu uh, vestea despre un Hristos care biruie moartea. Vă imaginați ce înseamnă asta? Că mi-am imaginat uh, într-una din nopțile acestea învierea lui Hristos din morți. Uh, ca și cum... Uh, ar ieși din pământ o rachetă și -o toți gardienii ar trage cu puștile în ea, ar arunca cu săgeți, cu otrăvuri, cu toate mijloacele de, de suprimare. Și nu să ne avem niciun efect asupra. Cam așa a fost învirea lui Hristos dintre cei morți. A zdrobit a, efectiv orice opoziție, orice plauzibilitate, orice calcul statistic că ar putea avea loc așa ceva. A ieșit biruitor, din, din baubaul universal, din moarte. Nu? Moartea este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. Și Hristos iese biruitor asupra morții. E interesant că referitor la puterea învierii lui Hristos care este la, la probabil o dovadă supremă a puterii lui Dumnezeu, el o aduce în discuție aici, în rugăciune, că trecerea de la teologie la rugăciune este una foarte lină, frumoasă, dar și de la rugăciune la continuarea gândurilor este, este tot la fel și el amintește în contextul rugăciunii aici despre puterea lui Dumnezeu în învierea lui, în înălțarea lui, puterea lui Dumnezeu care este mai presus de orice stăpânire și orice, ca și cum ar spune puterea aceasta lui Dumnezeu poate să fie experimentată și în viața celui credincios. Exact. Dar hai să ne uităm la Hristos. Cum și-a manifestat El puterea? În psalmul 110, este un psalm mesianic care vorbește despre Domnul Isus Hristos, ca fiul lui Dumnezeu, Domnul îl spune, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi aștenut al picioarelor tale. Și după aceea îi zice, domnește în mijlocul vrășmașilor tăi. Ești înconjurat din toate părțile de ostilitate, de killeri, de oameni uh, care nu-ți înțeleg mesajul, nici intențiile, ci care urmăresc să te suprime. Cum domnești tu între ei? Hristos, în niciuna din rugăciunile Lui, cât a slujit pe pământ, nu a rostit uh, vreo rugăciune în interes propriu, ci întotdeauna în interesul altora. De aceea, uh, Puterea învierii lui, care este disponibilă nouă acum, nu este o putere care uh, să ne îmbogățească, nu este o putere care să ne scape de greutăți, de dușmani, ci este o putere care uh, să ne uh, mențină funcțional ca și ambasador, ca și martur al lui Hristos. Nu mă gândesc la Pavel. Câte motive ar fi avut el să o lase baltă? Dar nici măcar nu se roagă pentru asta fiind în temniță. Exact, exact. A, nu N -n 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 scrie, da. probabil că s-o fi, fi rugat el acolo în temniță, dar nu pune pe primul plan aspectul acesta. Da, pentru că învierea lui Hristos mută uh, perspectiva omului de la uh, o viață care începe cu moartea, cu nașterea și se termină la cimitir, o mută <fie> dincolo o mută dincolo de, de cimitir la înviere, la veșnicie. Și aceasta este, practic, chemarea la care suntem chemați cu toții. Să avem părtășie cu Hristosul înviat nu pentru o viață scurtă, nu pentru un segment limitat de timp, ci pentru eternitate, într-un trup care nu mai este biodegradabil, într-o lume în care nu mai este suferință, nici entropie, nici moarte. Dar această beatitudine nu este amânată până după înviere, ci începe de acum, de aici. Eu cred că această bucurie extraordinară a apostolului Pavel de a-l cunoaște pe Isus Hristos l-a făcut pe el să spună în 2 Corinteni capitolul 4, e un paragraf aici foarte frumos zice: Noi nu cădem de oboseală, chiar dacă omul nostru de afară trupul acesta se trece, îmbătrânește, se îmbolnăvește totuși, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. De ce? Căci întristările noastre ușoare, așa le numește el, faptul că a fost împroșcat cu pietre, faptul că a fost biciuit, faptul că a fost uh, hăituit, uh, exclus un în paria, între ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Adică perspectiva noastră a fost extinsă ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care nu se văd care se văd sunt trecătoare pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. El avea ochii ațintiți spre această răsplătire. Spre această realitate care transcede durerea și sângerarea și emoragia și plansul și lacrimile. Când pui în balans această bucurie, că de-aia vorbește el în versetele precedente din uh, capitolul 1 din Efeseni despre o arvună, despre o înzestrare cu uh, Duhul Sfânt care este o gustare din ceea ce... O anticipare. Uh, o anticipare, o experimentare a bucuriei din cer. Uh, când pui deci în balanță această perspectivă ca această bucurie acum care este un climax al ce poate experimenta omul în lumea aceasta, dar este totuși o arvună. Când pui deci o astfel de bucurie în balanță cu uh, ostilitatea din jur, cu faptul că uh, ți se va tăgădui mereu locul cuvenit în societate, uh, pentru că nu te suportă lumea, ți se va sugera să te mulțumești cu un loc marginal, uh, ba în anumite contexte probabil că vei fi persecutat, cum sunt acum creștinii persecutați în Somalia sau în Siria sau în Egipt sunt măcelăriți efectiv. Totuși, Pavel a trecut prin asta și spune că se merită. Iisus Hristos spune în Evrei 12 că având ochii pironiți spre perspectiva de a vedea pământul plin de biserici, de creștini, bucuroși, în ciuda dificultăților, a sărăciei, a marginalizării, a persecuțiilor, a zis că să merită să poarte o cara și rușinea și crucea, să fie zdrobit, să fie batjocorit, să fie despărțit de Dumnezeu. Să merită. Și el a croit o cale. Și cei care încep <truză -mă> să umble pe calea aceasta, îl văd, văd această putere a învierii lui eficace după fiecare din aceste obstacole. În fiecare din aceste încercări, puterea învierii lui își arată superioritatea. Când mă uit la cuvântul acesta, îmi dau seama că fiecare verset este de fapt o sticluță cu esență. Exact. Și e greu să diluăm noi atâtea versete într-o singură emisiune. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit la emisiunea În Lumina Cuvântului și să dea Dumnezeu să rămânem totdeauna în Lumina Cuvântului Amin. și cu ajutorul lui Dumnezeu. Vom continua discuția și la alte emisiuni, căutând să pătrundem bogăția cuvântului lui Dumnezeu. Vă doresc să vă dea Dumnezeu multă putere și călăuzire în tot ce faceți pentru împărăția Sa. Aș vrea să ne luăm rămas bun de la cei care ne-au urmărit în cadrul acestei emisiuni și de ce nu să zicem și noi cum zicea apostolul Pavel să ne lumineze Dumnezeu ochii, inimi la fiecare dintre noi ca să putem să pricepem mai mult decât am priceput până acum ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Se merită să trăim o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Săptămâna viitoare, în acea zi, la aceeași oră vă aștept cu toată dragostea și bucuria să ne reîntâlnim din nou în lumina cuvântului.